Părinte Paroh și iubiți credincioși, din mila lui Dumnezeu și cu purtarea sa de grijă ne aflăm astăzi în Duminica 15-a după Rusal. În fiecare an, în această duminică, Biserica a rânduit a se citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 22, versetele 35 până la 46, în care ni se vorbește despre cea mai mare poruncă din lege. Ați luat cu toții aminte contextul în care Mântuitorul a spus aceste lucruri. Un învățător de lege, căutând să-l prindă în cuvânt și să-l ispitească, l-a întrebat: care este cea mai mare poruncă din lege? Bineînțeles că el, învățătorul de lege, se referea la legea mozaică și la cea a Vechiului Testament. Mântuitorul Iisus Hristos, știindu-i viclenia cu care el a pus această întrebare, s-a adresat lui cu această întrebare, îi dă un răspuns de lasă fără răspuns. Și pe el și pe ceilalți conaționalei săi, fără replică. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău și din tot sufletul tău. Aceasta e prima, întâia poruncă din lege. Și a doua, la fel cu aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Au rămas impresionați, dar mai degrabă amuțiseră, pentru că ei se așteptau ca el să spună: cea mai mare poruncă din lege este să cinstești ziua tăierii împrejur și a doua să cinstești ziua sâmbetei și toată învățătura lui Moise. N-au înțeles încă că cel din fața lor era Iisus Hristos, cu adevărat Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care n-a venit să strice legea, dar a venit să o împlinească și să o desăvârșească. Și care a trecut peste barierele sau limitele legii mozaice ale Vechiului Testament, inclusiv ale talionului și toate celelalte, și a venit cu legea iubirii și a dragostei de Dumnezeu și de aproapele. Și tot el, Hristos, îi întreabă: cine ziceți voi că este Hristos? Hristos, cine este? Că El era Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Dar ei nu acceptau acest lucru, nu puteau să admită așa ceva. Și ei au răspuns: este Fiul lui David. Și dacă deci David, mai marele împărat al poporului Israel, l-a recunoscut pe El ca Domnul Dumnezeului meu, cum atunci voi vă mai îndoiți de așa ceva? Și iată că în tot acest context și în toată această convorbire sau discuție, ei au rămas fără de glas, nemai îndrăznind să-L întrebe ceva de atunci. Mântuitorul Iisus Hristos, dincolo de multe cusururi pe care le îngăduia și le înțelegea ca avându-le oamenii ca slăbiciuni, că oameni erau, ca oameni ce sunt, totuși se irita și se aricea, dacă vreți, atunci când avea de-a face cu ipocriți și cu fățarnici, sau cu oameni care îl tratau cumva pe nedrept, bineînțeles, cu superioritate pe el și întreg poporul, ei fiind clasa superioară, de elită, exclusivistă, iar ceilalți fiind norogul, cel simplu, de jos. Și iată că Mântuitorul, la așa întrebare, dă așa asemenea răspuns, lăsându-i, cum spuneam, fără replică. De ce? Ei atunci, acolo, au conștientizat că este greu lucru. Și a spus Mântuitorul atunci, acolo, în acele momente: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău
din toată inima ta, din tot cugetul tău și din tot sufletul tău. Adică cu toată inima ta, cu toată dragostea ta, cu toată voința ta și cu toată rațiunea sau cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată voința și cu toată afecțiunea ta. Și mai mult decât atât, să-L iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Păi ce facem atunci? Ei și noi când îi desconsiderăm pe cei de lângă noi. Că Mântuitorul spune să-i iubim ca și pe noi. Ori înțeleg și mă gândesc că noi pe noi înșine nu ne desconsiderăm. Evanghelia de astăzi, dincolo de faptul că toată învățătura Mântuitorului este piatră de potignire pentru mulți, inclusiv astăzi sau până astăzi, dar Evanghelia aceasta de astăzi chiar este piatră de încercare pentru noi toți. Căci sărmanii de noi, în lumea în care trăim, în civilizația și mentalitatea aceasta în care viețuim noi astăzi, care pe zi ce trece merge tot mai mult înspre secularizare, desacralizare, digitalizare și inteligență artificială, numai să iubești, nu spune și nu-ți cere nimeni. Oricum, nu pe Dumnezeu și nu pe semenul. Dacă vrei să iubești, spune să te iubești pe tine, să faci ce vrei, ce-ți poftește inima, ce-ți dorește sufletul, să iubești imaginea de sine, cultura imaginii sau a personalității, a imaginii de sine, să iubești tot felul de plăceri, să faci orice, tot e permis, să iubești averea, banul, plăcerile, traiul bun, luxul, petrecerile, distracția, să iubești orice, dar nu pe Dumnezeu și nici de cum pe aproapele ca pe tine însuți. Numai biserica mai cere și cere acest lucru. Nu știu, la școală, dacă tinerii, copiii mai învață așa ceva, altruismul, generozitatea, milostenia sau faptele caritabile, umanitare față de semenii noștri, dacă acolo ei mai învață cine este semenul sau fratele sau aproapele nostru, bine ar fi să se întâmple așa ceva. Însă în familie și aici, mai ales în biserică, se cere să luăm aminte la așa ceva, să învățăm și să ne însușim, ori să ne asumăm așa ceva. Acum, sigur că fiecare dintre noi îl iubim pe Dumnezeu la măsura înțelegerii noastre, puterilor noastre, putinței noastre, felului nostru de a fi în fond. Dar, iubiți credincioși, Dumnezeu Domnul cel adevărat, viu și veșnic, nu este absurd. Nu cere nimic mai mult decât putem noi face ori duce. Nu cere ceva ce este peste puterile noastre spre a se transforma ca ceva împotriva noastră. Nu. Nimeni nu ne înțelege și nu ne îngăduie și nu ne acceptă mai bine așa cum suntem decât Dumnezeu. Dar un lucru ne cere. Și bine ar fi să ne-l cerem noi înșine atunci când recunoscători sau reflectiv fiind în conștiința noastră, recunoaștem, deci ne dăm seama că facem prea puțin pentru Dumnezeu și că îl iubim prea puțin. Atunci să ne dăm seama să nu cumva să-L mințim pe Dumnezeu și pe noi înșine, spunând și declarând că îl iubim, că facem, că dregem și de fapt să ne amăgim. Pe noi ne putem amăgi, dar pe Dumnezeu nu-L vom amăgi niciodată. Pe El îl vom dezamăgi. Dar cel mai tare, tot pe noi ne vom dezamăgi dacă vom spune așa ceva fără a face așa ceva. Adică în conștiința noastră să fim treji și vigilenți și să recunoaștem micimea noastră sufletească, neputințele și slăbiciunile noastre și cu ajutorul lui Dumnezeu, lui cerându-i sprijinul,
să ne rugăm să-L putem iubi. Cât îl iubim, dar să o facem la modul foarte sincer, corect și onest. Fiindcă diavolul înșelării sau al manipulării și cel al amânării sunt cei mai perfizi diavoli, care atât de bine ne sucesc mințile și lucrează cu mințile noastre, încât fac din noi, fără să ne dăm seama, fără să realizăm, fără să conștientizăm, fac din noi ce vor ei. De câte ori nu ne încearcă diavolul amânării, care zice, am spus eu să nu mergi la biserică, du-te. Am spus eu să nu faci o faptă bună, fă-o, să nu ajut, ajută, dar nu acum. Că n-ai cum acum, n-ai timp. Acum ai alte priorități, ai alte lucruri de făcut, n-ai timp, ai treabă, ești tânăr, trebuie să te distrezi, să petreci. Ai de făcut carieră, ai de făcut casă, masă, mașină, avere, știu eu câte n-ai de făcut, școli. Oricum, n-ai timp acum de, lasă, când e mai îmbătrânit. Nu vezi că la biserică se duc bătrâni, nu tu. Atunci vei avea timp, după ce te vei mai liniști cu toate, vei ieși la pensie, poți să mergi la biserică cât vei vrea și vei pofti tu. Cine garantează că vei ajunge până acolo? Acesta este diavolul amânării, iar al manipulării e cel care ne înșală nouă mințile și cugetele. Și ne face să credem în slava noastră deșartă că suntem ceea ce de fapt nu suntem. Să ne pretindem că suntem ceea ce de fapt în realitate nu suntem. Și aici intervine și faptul de a iubi pe Dumnezeu. Dar a o face sincer și cu adevărat. Dacă mergeți pe stradă sau într-un context și întrebați pe cutare, pe cutare, tu îl iubești pe Dumnezeu? Da, îl iubești pe Dumnezeu, dar cum să nu? Și când vii la biserică, vezi o mână de oameni. Eu aici acum vă apreciez și vă admir că sunteți atâția. Dar mergând în bisericile noastre, veți vedea că sunt puțini în comparație cu câți se declară creștini, botezați, în numele Sfintei Treimi și iubitori de Dumnezeu. N-ar trebui să fie loc nici în curte dacă ar fi măcar jumătate din cei care declară acest lucru. Și iată că noi îl iubim declarativ. Cum spune Sfântul Apostol Iacob, credința fără de fapte moarte este și iubirea fără de fapte tot moarte este. E nulă. Nu există. Și din iubirea de Dumnezeu, El apoi ne ajută și ne inspiră și ne susține să-L iubim și pe aproapele, că nu e ușor. Să nu spună cineva că e ușor să-ți iubești aproapele. Dacă spune cineva că e ușor să iubești aproapele, înseamnă că a ajuns la măsura sfinților și a îngerilor. Greu lucru, dar nu e imposibil nici acesta. Că trebuie să-L iubești pe aproapele când te supără, când te jignește, când te umilește, când te batjocorește, când te necinstește, când te nedreptățește. După cum spune Mântuitorul, binecuvântați pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cel ce bleastă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Câți putem face aceasta? Mare lucru! Să ne luptăm noi cu propriul nostru ego, cu propriul nostru orgoliu, cu propria noastră mândrie, cu propria noastră demnitate, cu propria noastră personalitate și să iubim pe unul care ne-a dreptățit. Sau ne-a înjosit, sau ne-a mințit, sau ne-a înșelat. Pe unul căruia i-am făcut bine și nu l-a arătat recunoștință. Și noi, totuși, să ne luptăm. Bine știind că Dumnezeu este Cel care ne va răsplăti fiecăruia tot binele pe care l-am săvârșit. Și că nu trebuie să așteptăm două plăți pentru aceeași faptă, ci să o așteptăm pe răsplata lui Dumnezeu. Căci este cea mai bună că Dumnezeu plătește, după cum spunea Părintele Nicolae Steinhardt, boierește cu vârf și îndesat. Și suntem, iată, dacă ne credem și ne pretindem a fi creștini cu adevărat, chemați cu poruncă de la Hristos, Dumnezeu cel adevărat, să-L iubim pe Dumnezeu
din toată inima noastră, din tot cugetul și din tot sufletul nostru, iar pe aproapele ca pe noi înșine. Acum, uneori, parcă mă gândesc că nici pe noi nu ne știm iubi. Că nu ne vrem binele. De ce? Că suntem înșelați. Că dacă ne-am vrea binele, ne-am căutat mântuirea. Și dacă ne-am căutat mântuirea și ne-am ține de Dumnezeu și L-am iubit pe El cu adevărat, cu adevărat i-am iubit și pe semenii noștri, pentru că cu adevărat ne-am iubit și pe noi. Și atunci am putea să iubim pe semenii noștri ca pe noi înșine. Dar noi ne înșelăm și în raport cu Dumnezeu, și în raport cu aproapele, și în raport cu noi înșine. Zicând, pretinzând că îl iubim pe Dumnezeu, că iubim pe semenii, că ne iubim pe noi, din acest punct de vedere duhovnicesc vorbind, ori tare departe este de multe ori de noi un asemenea lucru bun, plăcut lui Dumnezeu și binecuvântat înaintea oamenilor. Însă, nu trebuie să ne descurajăm. Viața este, după cum bine știm cu toții, cu suișuri și cu coborâșuri, cu potigneli, cu încercări. Nu vedeți că trăim într-o lume a incertitudinii și a nesiguranței zilei de mâine. Nu știm ce va fi. Dar haideți să ne lăsăm în mâinile lui Dumnezeu. Să ne predăm cu adevărat Lui și să înțelegem, să realizăm, să conștientizăm că rămânem la mila și la mâna lui Dumnezeu, că numai El ne mai poate apăra, scăpa și izbăvi, dar pentru faptul că El ne-a iubit cel din tâi, din totdeauna, din vecii vecilor, de dinainte de crearea lumii și apoi a noastră ca oameni, să întoarcem această dragoste într-o fărâmă de iubirea noastră față de El. Să întoarcem dragostei sale nemărginite, iubirea noastră mărginită, dar măcar sinceră. Așa limitată și delimitată cum este, dar să fie. Și ea să se manifeste în fapte, prin rugăciune, adică convorbire cu Dumnezeu. Și prin toate celelalte fapte ale milei trupești și sufletești, ale ascezei, ale postului, ale rugăciunii. Și apoi, luând dragoste de la izvorul iubirii cele adevărate și veșnice, care este Hristos, Domnul, Dumnezeu cel adevărat, să putem să încercăm și să reușim la măsura puterilor noastre să-L iubim și pe semenul nostru. Așa, cu scăderile Lui, cu problemele Lui, cu necazurile Lui, cu neajunsurile Lui. Bine știind că scădere avem și noi, neputințe avem și noi, slăbiciuni, pati, păcate avem și noi. Și să-L iubim. Să ne rugăm pentru cel căzut și decăzut. Să-l hrănim pe cel flământ. Să-l adăpăm pe cel însetat. Să-l îmbrăcăm pe cel gol. Pe cel nebotezat să-l îmbrăcăm în haina luminii Sfântului Botez. Pe cel fără de haine, trupești, materiale, să-l îmbrăcăm. Pe cel fără de cunoștință să-l învățăm. Punându-i la acatistele și pomelnicele noastre pe cei ce se află în examene, în încercări, în împresurări, în tot felul de strântorări, purtându-ne jugul unii altora, rugându-ne unii pentru alții. Căci numai așa, în această comuniune sfântă și binecuvântată și prea frumoasă, putem ajunge în Biserica și din Biserica lui Hristos, Dumnezeu cel adevărat, viu și veșnic, în împărăția sa cea cerească și veșnică, în lumina cea neapusă sau neînserată a împărăției celei fără de sfârșit. Bineînțeles, Evanghelia de astăzi ne trezește, sau cel puțin ar trebui să o facă, aducându-ne aminte că trebuie să-L iubim pe Cel de lângă noi necondiționat. Așa cum Dumnezeu ne iubește pe noi necondiționat și părinții noștri ne iubesc pe noi necondiționat, mama și tatăl nostru, așa trebuie să iubim și noi, dezinteresat și necondiționat, mai ales pe Dumnezeu și după aceea, imediat și pe aproapele nostru. Căci al minte,
Și Scriptura spune, dacă veți iubi pe cei care vă iubesc, ce plată veți avea? Ce răsplată veți primi? Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, unde va fi plata voastră? Dacă binecuvântați pe cei ce vă binecuvintează, care va fi plata voastră? Dacă vă rugați numai pentru cei care se roagă pentru voi, unde este bucuria și împlinirea sau desăvârșirea voastră? Veți spune că cele două porunci ale Evangheliei sunt ușor utopice. Nu sunt deloc. Noi suntem utopici. În gândirea și în mentalitatea noastră, Evanghelia este extrem de realistă. Cuvântul lui Hristos este viu și adevărat. Și tot ce a învățat El și poruncile sale sunt extrem de concrete și de profunde. Important este cum ne raportăm noi la Dumnezeu prin poruncile sale și la semenul, tot prin poruncile sale, prin cele două care sunt sinteza tuturor poruncilor, căci în ele se conține toată legea și prorocii. Tot ce au propovăduit prorocii și profeții Vechiului Testament și toată legea lui Moise și tot ce apoi Mântuitorul Iisus Hristos a propovăduit în cei 3 ani cât a stat pe pământ în misiune și mărturisire, și tot ce apoi Sfinții și Dumnezeiești Părinții ai Bisericii până azi la părinții noștri duhovnicești propovăduiesc și mărturisesc pentru sfințirea, desăvârșirea și mântuirea noastră. Greu lucru să iubești, dar și foarte frumos. Pe Dumnezeu și pe aproapele. Căci vedeți, Apostolul Pavel spune, dacă cineva va zice că pe Dumnezeu îl iubește, pe care nu l-a văzut, iar pe aproapele și semenul său pe care îl întâlnește și îl vede, nu îl iubește, acela mincinos se face. Cel mai bine ne putem concretiza și manifesta iubirea noastră față de Dumnezeu, căruia să ne rugăm în acest sens, prin iubirea concretă față de semenul nostru. Concretă și discretă. Că iubirea nu trebuie nici afișată, nici difuzată, nici popularizată, nici mediatizată, ci trebuie consumată și manifestată în lăuntrul nostru, în sinceritatea conștiinței, minții, inimii și sufletului nostru. Să ne ajute Dumnezeu ca această pericopă evanghelică, nu zic să ne lase și pe noi ca pe farisei de atunci fără de glas, ci să ne lase pe noi fără de răutate, fără de invidie, fără discordie, fără egoism, ci să ne ancoreze, să ne arunce pe noi, dacă vrei, să ne conecteze pe noi în iubirea Preasfintei Treimi, față de Dumnezeu și față de aproapele, adică în iubirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.